I am light, I am infinite, I am the channel, I am expanding, I am psychedelic, I am vibration, I am timeless, I am unity, I am activating, I am me. We are you. Bună seara și bine ați venit la emisiunea By Alexa. În această seară o avem invitată pe Angela Tocilă, blogger, scriitor și jurnalist ocazional. Angela, vrei să ne spui mai multe despre tine? Primul rând, bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Bine ai venit. Am puțin emoții, dar sper să se rezolve. Sunt orădeancă, blogger din 2006 aproximativ. Primul blog conținea niște povestiri pe care ulterior le-am publicat la editura Eminescu, respectiv în 2008. Iar blogul acela nu mai există, în schimb am blogul de acum, Diamonds and Rust. Apropo de numele blogului, este cumva inspirat după piesa celebră a lui Joan Baez? Da, dar aceste două cuvinte înseamnă mult mai mult decât, nu e neapărat vorba de piesă, ci într-adevăr de diamante și rugină. Deci ceva care poate să fie deosebit, strălucitor, frumos, prețios și mai puțin rugină. Mai mult, și îmi pare rău că nu l-am scris în românește. Știi că chiar m-am gândit zilele trecute că ar fi trebuit să scriu chiar diamante și rugină. Dar probabil că astfel... Așa a fost să fie. Așa a fost să fie, da. Bun. Știu că ai publicat și o carte. Da, despre asta vorbeam. Am publicat-o în 2008 la editura Eminescu și s-a vândut în totalitate. Au mai rămas, am înțeles, 3 sau 4 exemplare la editură. Și public pe platforma de comentarii a evenimentului zilei pe Hyde Park. Am publicat și într-o revistă din diaspora până de curând și unde mai sunt preluată pe context. Bine, propuneri mi s-au făcut să scriu pe diferite bloguri colective sau ziare online, dar am zis să restrâng cât se poate că... Pentru cei care nu te cunosc sau nu îți cunosc blogul, spune-le, te rog, ce scrii, ce gen de articole, ce genuri abordezi pe blogul tău, de subiecte? Am început blogul în aceeași notă cu blogul pe care l-aveam inițial, deci tot cu povestiri, povești din copilărie, pentru că eu cred că viața fiecăruia dintre noi, copilăria, reprezintă o perioadă hotărâtoare pentru omul care devii, omul care ești ca adult. Și eu sunt foarte legată de copilărie, având o memorie extraordinară, ieșită din comun, deci mi-amintesc chiar și ce n-ar trebui, și ce nu trebuie, îmi încarc memoria cu... Dar am o memorie bună și am descris pur și simplu trăirile mele de când eram copil. Ei bine, a început și am mai strâns material pentru o carte, dar încă nu știu dacă am să o public. Ideea a fost, prima am vrut să o public pentru că asta a reprezentat un început pentru mine. Și probabil că trebuia să încep astfel. Dar am continuat cu, nu pot să spun articole politice, care ating politica, mai mult sociopolitic. Politice, zic eu. Așa ne-am și cunoscut. Da, exact. Eu citindu-te pe tine și ulterior citindu-ne reciproc. Sigur, citindu-ne reciproc. Mai ales că împărtășim cam aceleași opinii. Sigur că da. De aceea ne-am și adunat. Categoric. Am înțeles. Vreau să vă reamintesc că ne puteți găsi pe mailul byalexaarond@nashul.tv, pe platforma nashul.tv, unde avem și o secțiune pe forum dedicată emisiunii, și pe Facebook. Adresa de pe Facebook o veți găsi de asemenea pe platformă, pe forum, în secțiunea dedicată special.
În emisiunea de astăzi vom vorbi despre otevizarea politicii dâmbovițene. Denumirea este inspirată de un filmuleț pe care l-am descoperit astăzi și care era mult mai lung, noi l-am concentrat și l-am împărțit în trei. Vă las să vedeți prima parte și apoi vom comenta. Este foarte interesant și spune multe despre otevizarea politicii dâmbovițene. Avem pregătit materialul? Mulțumesc frumos! Я что? Чего? Я не могу снимать, он что-то. Ce cum să fac? Am venit să vorbesc cu tine, că am vorbit cu șeful. Yeah, am văzut cu el duminică. Așa. Și, bă, frate, Cristina mie mi-a ascuns, de-aia trebuie să vorbim noi doi. Mm-hmm. Mi-a zis, bă, șeful e implicat. Nu mi-a zis exact, știi? Mm-hmm. Și acum șeful m-a luat și mi-a zis, bă, Ștefan, trebuie să iasă primar. Înțelegi? Mm-hmm. Și mi-a explicat mai multe. Am înțeles. Înțeles? Alerg. M-a chemat șeful duminică noapte, în parc. Tu știi că eu am forță aici pe sector, eu pot să te ajut aici. Și cu altele. Doamne, de văzut. Păi. Cu ce poți să mă ajut să-mi spui și m-a ajuns la, pe concret, adică, bă, nene, nu stai, domne, că nu știu ce. Bă, poți să mă ajut cu aia, mă ajut cu aia. Nu, nene, concret, îți aduc 500 de oameni, ți-i adun de astăzi până de seară, îți aduc 500 de oameni. Așa, deci stăm de vorbă și fără probleme. Deci eu vorbesc pe concret, nu pe vorbe, nu pe... Da. Da, eu trec la PSD, mâine. Voi candida pozițiile autorului din partea PSD-ului. Aha. Eu iau, preiau organizația de la PSD și rămân aici la PSD. Bravo. Las pe cineva la atenția acolo care se colaboră. Nu. Îmi pare să merg în ocazia sufletului să trebuie să tot. Doar în până și sunt eu la PSD, că sunt la PC, că sunt tot, sunt și la PSD și la PC, înțelege? Adică USL-ul ăsta la anul se va sparge, USL-ul, pentru că toți ăștia n-ai văzut la PDL care pleacă acum, se înregimentează în PNL. Și o să fie... Ce de ăștia? Că să, să rupă ăștia? Da, nu, la anul nu mai. Pentru că ăștia de la PDL care se dă dreapta trebuie la PNL. Ei nu va fi niciodată președintele Republicii. Președintele va fi opresc. Susținut de Ponta, prim-ministru, de PSD-ul. Pentru că trebuie să vii de stânga și de dreapta, nu? Nu poți să stai PSD-ul de stânga amestecat cu PNL-ul și cu... PDL-ul, știi? Da. Și asta va fi. Deci a tot trag speranța că ăsta Clim va fi președinte. Nu are mâncarță și pline varză cu care nu ai. Oprescu va fi susținut de PSD, de tot și ăsta va ieși președinte. Oprescu care e la primărie acum? Da, nu, Oprescu. Oprescu. Mai este acum primar odată. Și până în 2014, când sunt alegerile, se face... Bun. Merge la președinție. Susținut de toată lumea, de toți ăștia. El oricum face niște proiecte acum, acum. Străzi. Înțelegi? Atunci Crim se duce de suflet. Și de asta el, în contextul în care el oricum simte ceva, că e, știi, Crim. Dar asta face și figuri și... După cum ați văzut în prima parte, în spatele nostru, în spatele ușilor închise,
în total dispreț față de cetățean și votul lui, se duc negocierile pentru Marea Ciolaniadă. Ca la piață. Așa se face campanie electorală USL la București, unde PSD se ceartă cu PNL, PNL cu PC și PC cu PDL. O întreagă nebunie. Ca o tevizare putem... Că e o tevizare, nu știu, că e iugoslavizare mai curând sau amândouă, vom vedea mai departe, în următoarele fragmente. Succesul electoral, după cum vedeți, este garantat nu de programe, ci de voturile cumpărate cu 1 milion și mesele moca către boșorogi, după, așa cum spune domnul Florescu de la PSD. De fapt, Florescu este omul lui Voiculescu, a cărui lansare a fost atent pregătită încă de acum câteva luni și ca să vă convingeți că așa este, puteți să citiți articolul care se află pe blogul lui Turambar. El scrie așa: Potera stă foarte prost, cariera sa de primar e ca și terminată. Florescu stă foarte bine, cariera sa de primar e ca și începută. Spre deosebire de alte sectoare ale Bucureștiului, unde în general PNL stă mai bine decât PSD, în sectorul 6 lucrurile stau pe dos, PSD deasupra PNL-ului. PDL nu se lasă omorât chiar așa cu una, cu două, semnalul unei organizații puternice. PPDD crește odată cu țara, vine primăvara. Vine primăvara, Angela. Ca într-o poezie, da, primăvara categoric a venit. Mă refeream așa în general. Da, eu am spus mereu și profit de ocazia asta să mai spun încă o dată. Politicienii devin politicieni, din păcate, în beneficiul lor, în interesul lor. Unul dintre motivele cele mai importante pentru care ar trebui să devină politicieni se presupune că ar trebui să fie interesul pentru binele comunității. Ori asta nu se întâmplă. Mie mi se pare de necrezut că lumea poate să fie atât de naivă încât să creadă indiferent ce promisiuni. Da, e bine să fie campanie electorală pentru că se mai izolează un bloc de apartamente, se mai asfaltează un drum, se mai... Nu? Sigur. Se întâmplă lucruri bune. Deci ar putea să fie campanie electorală cât mai des. Permanentă. Atunci, da, bineînțeles. Și atunci dau și ei ce au mai bun, între ghilimele, bineînțeles. Dar că lumea e atât de naivă încât să creadă că politicienii sunt chiar interesați, ai văzut, boșorogi și așa mai departe, sunt chiar interesați de binele lor, că pe cineva chiar interesează că ei n-au bani de medicamente, că asta e refrenul acum, că vor să atragă, evident că vor să atragă pătura care merge la vot. Sigur. Disciplinată, pensionarii se duc la vot. Spre deosebire da, de ei sunt cei mai responsabili. Ei, da, sunt responsabili, se duc la vot. Sigur că. Ei trebuie scuceriți cu ceva. Și din păcate s-a indus total greșit, pe părerea mea, asta e altă poveste, ideea că toți pensionarii noștri sunt bolnavi, toți pensionarii noștri au noptierele pline cu medicamente, nu? De care și toți nu au pensie bani, pentru care nu au bani suficienți. Sub pensie minimă. Absolut. Plus că n-au bani decât de parizeri și de lapte și... Se au tot felul asta de... Asta îmi sună așa ca salamul cu soia, ți-aduce aminte? Da, ca și salamul cu soia, dar ăla chiar a existat și a fost adevărat. Da. M-a trecut prin asta și știm. Ideea e că politicienii nu trebuie niciodată crezuți, nu trebuie niciodată susținuți necondiționat. Pentru că politicienii nu sunt zei. Sunt oameni în carne și oase, cu interese, cu meschinării, cu calități, dar și cu multe defecte. Și ori susținând pe cineva necondiționat, asta denotă o lipsă de discernământ. Noi am fost în situația în care să avem un președinte iubit. Așa se naște cultul personalității. Asta vreau să subliniez. Susținând pe cineva necondiționat. Nu, că, nu, chiar, chiar dacă stăm să ne gândim. Chiar dacă greșește, da. Chiar dacă greșește, chiar dacă... nu, întotdeauna trebuie privit cu rezervă și analizat. Nu? Chiar dacă îți place un politician, dar nu poți să iei de bun absolut tot ce spune el, nu? Dar spune-mi, Angela, de ce crezi tu că lumea are atâta încredere în politicieni? Adică ce-i face să voteze un politician?
în perspectivă, chiar are încredere necondiționată până la capăt în acela că îi va reprezenta cu adevărat interesele? Noi trăim într-o continuă, cum să spun, noi sperăm în continuu. În continuu ne așteptăm de 22 de ani un Mesia, pe cineva care să ne salveze. Unii îl văd pe Dan Diaconescu, cu virgulă, ca fiind salvatorul lor, alții pe reprezentanții USL, alții ai PDL-ului. Ideea e că noi, nu, doar noi ne putem salva pe noi înșine. Trebuie să încetăm să credem că va veni cineva providențial care va rezolva toate problemele din țară. Nu trebuie să ne schimbăm, în primul rând, mentalitatea. Ori mentalitatea, din păcate, nu se schimbă în bine, ci în rău. Noi am devenit extremiști. Noi suntem un fel de talibani acum. Sunt tabere, tu ai văzut. Exact. Dialogul nu se mai poate purta un dialog constructiv. Ori dacă ești într-o tabără, automat devii dușmanul celui din cealaltă tabără, din tabăra opusă. Nu există dialog. Și asta pornește, în opinia mea, pornește direct de la politicieni. Sigur. Pentru că publicul și-a modelul de la ei. Și îi văd pe ei. Acum, nu vreau să fiu subiectivă, dar trebuie să dau exemplu ăsta. Dacă te adresezi președintelui țării cu diferite epitete și apelative, tu fiind în opoziție, nu? Omul de rând ce spune? Ai văzut ce eu zis? Ăsta îmi place, modelul ăsta. Și atunci așa reacționează și ei. I-au văzut până și în familii discuții în contradictoriu. Și noi suntem foarte pătimași când vine vorba de politică. Dar nu cred că în cei 22 de ani, după 89, am fost atât de învrăjbiți unii cu alții. Cineva are interesul să ne învrăjbească? Pentru că dacă ne-am aduna, desigur că am conștientizat că suntem o forță. Da, dar din păcate noi nu avem nimic de câștigat aici. Fiind scindați și talibani, nu avem nimic de câștigat. Pentru că, repet, nu putem să purtăm un dialog unii cu alții. De exemplu, dacă am fi pe poziții antagoniste, orice dialog ar înceta, îți dau un exemplu ca de pe Facebook. Deci dacă stai să te cerți cu cineva, nu durează mai mult de 5 minute. Corect. Pentru că se exagerează într-atât de mult încât se încetează orice fel de dialog. Oriunde nu-i dialog, nu se poate construi nimic. Absolut. Poate că nu vrea nimeni. În niciun caz politicul nu vrea să construim ceva. Nu vrea să... Pentru că am constituit o amenințare pentru ei. Ceea ce este mai grav este că nu conștientizăm faptul că și legea îi ajută pe politicieni. Și mă refer aici la articolul 69 din Constituție, da? Deci te duci la vot știind că ei sunt cei care îți reprezintă interesele. Da. În Constituție, la articolul 69, o cifră perversă, de altfel, stă scris că mandatul parlamentarilor nu este imperativ. Deci tu nu-l poți obliga pe parlamentarul respectiv să-ți reprezinte interesele, practic nu-l poți obliga. Și atunci... Pentru ce l-ai mai ales. Pentru ce l-ai mai ales. Care de fapt este meseria lui. Ar putea fi o soluție să se introducă procedura de recall. Adică politicianul să poată fi schimbat în cursul mandatului său. Dacă nu îți reprezintă cu adevărat interesele, atunci îl dai jos. Nu aștepți 4 ani. Că dacă aștepți, el promite mare acusare acum înainte de alegeri. Tu-l crezi. Pentru că crezi în bunele intenții, da? Dar trebuie să aștepți 4 ani să-l schimbi. Și atunci... Păi da, am azi răspund cu o întrebare. Cine a făcut legile, de fapt? Și atunci... De ce nu văd în piața universității oameni care să ceară procedura de recall? Pentru că nu i-a trimis nimeni. Deci trebuie să îi trimită cineva. Categoric. Deci acum am auzit la radio că la Bârlad va fi o mare manifestație mâine contra exploatării gazelor de șist și așa mai departe. Da, păi deci avem diferite perdele de fum în față. Eu sunt uimită de interesul a 15.000 de bârlădeni, că atâta s-au anunțat.
pentru exploatarea gazelor de șist. La Bârlad nu este domnul Solomon cel care... Asta vreau să spun. Nimic din ce se întâmplă pe toți... acum nu este spontan. Absolut nimic din ce se întâmplă nu este spontan. Toate sunt spontan aranjat. Spontan aranjat, dar bineînțeles. Și ai văzut, nu mai departe de evenimentele din ianuarie, în care atât de spontan s-au străduit să adune lumea și să-i filmeze și să-i... Asta... Eu am impresia, așa, după ultimele evenimente, de fapt, după evenimentele ultimilor ani, că trăim așa, într-un fel de America de Sud, cu încercări de lovituri de stat, cu tot felul de mișcări, cu atacuri, cu amenințări. Sau s-a întors vremea lui Zelea Codreanu? Ce se întâmplă? Se întâmplă grav așa niște ce lucruri... Se întâmplă, deci e grav să vezi la televizor oameni politici să amenință între ei. Asta e foarte grav. Totuși nimeni nu conștientizează treaba asta. N-am văzut ziariștii sărind în aer, în afară de blogări care sar ziariști? În aer, dar sar degeaba, pentru că... Care ziariști? Am spus asta atâta timp cât există trusturi de presă care sunt conduse de oameni politici. Nu mai vorbim de jurnalism. Sunt mercenari. Pur și așa simplu. Este. Mercenari. Și atunci cine să... Cine, nu știu, să cineva spună? Trebuie să-și asume asta. Păi... Cineva trebuie să-și asume, pentru că dacă lăsăm lucrurile așa, ele deja au devenit extrem de grave, după cum se vede, da? Păi da, categoric. S-a radicalizat toată populația la modul... Nu știu. Eu cred că ajungem cu tot discursul ăsta public al politicienilor, otevizat deja, ajungem să înapoi în anii 90, dar exact, făcând politica anilor 50. Exact. Noi involuăm, din păcate. Adică eu așa constat. Este. Noi n-am evoluat, nici măcar n-am rămas pe loc. Noi ne ducem înapoi. Îți amintești discursul cu împușcatul pe stadioane și... Da, 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 lui Vadim. Și acum vă băgăm în pușcărie, ciocoi. Deci nu neapărat ciocoi. Acum folosesc cuvântul ăsta ca e un brand deja. Dar și opozanții politici. Și cum ar veni libertatea de expresie și libertatea de exprimare este unilaterală. Corect. Da, eu am voie să spun, dar tu, dacă ești împotrivă, îți bag pumnul în gură. Exact asta se întâmplă. De fapt, Hrebenciuc îți aduce aminte că în 2009 a avut un interviu pe Hot News. Și acolo spunea că, referindu-se la online, pentru că a primit o întrebare de genul acesta, dacă ce se va face cu online împotrivă, dacă vor veni la putere. Deci el a spus o chestie pe care nu mulți au sesizat. Eu chiar am scris un articol pe blog în acest sens. A spus următorul lucru, că online-ul nu va mai fi la fel, pentru că va exista o singură opinie. Ceea ce s-a întâmplat de atunci încoace arată că, de fapt, a fost un scenariu îndelung implementat, astfel încât în 3 ani, acum suntem în 2012, avem niște atacuri frontale pe absolut unde există oameni care se adună la o discuție. Există niște atacuri asupra celor care nu au aceeași opinie, deci nu mai există respectul pentru opinia celuilalt. S-a dus de mult. Nici măcar pentru persoană. Nici măcar pentru persoană. Pentru persoană, deci... Da. Sunt femei, că da, mai în vârstă, că sunt mai tineri, deci nu mai există... De fapt, oamenii ăștia se comportă ca și cum n-ar avea 7 ani de acasă, n-ar avea pic de educație. Păi, în mod cer nu au, dar ei o fac, deci sunt trupe de asalt, plătite. Da, sunt, știu. Pentru că trebuie să niveleze opinia să fie una singură. Se pregătește partidul unic, trebuie și o opinie unică. Apropo, Angela, ce facem în cazul acestui mare partid unic? Păi cum, ce facem? Cine mai e opoziția? Păi stăm pe stadion acolo să ne împuște aia, ce facem? Nu, da. Nu o să avem de ales. Se reinventează canalul sau cum? Probabil. La pușcărie. La pușcărie. Deci noi glumim, dar... Da, glumim amar, cum ar veni. Glumim amar, da. Apropo de
chestiunile astea. Scuză-mă că te întrerup, chiar voiam să spun, când am început să scriu pe Hyde Park, bine, fiind o figură nouă, fiind și femeie, am avut foarte multe vizualizări, chiar de la început. Dar și foarte multe comentarii misogine, bineînțeles, că de asta n-o să ne, de misoginism n-o să ne dezbărăm în curând. Comentariile urâte și atacurile se făceau doar la articolele care aveau tentă politică. Eu am aflat ulterior, eu chiar sunt inocentă la lucrurile astea, am aflat ulterior că sunt oameni plătiți. Da, da. Sunt oameni, sunt postaci, că noi așa le spunem, nu? Da. Plătiți ca să te desfințeze. Și normal, la început m-a afectat, aș minți să spun că nu sunt din piatră nici eu. Și chiar m-am gândit, n-am luat cumva o pălărie mai prea mare pentru capul meu. Pentru orice om de bun simț, aceste atacuri te afectează, că nu ești vorba ta de piatră. Sigur, sigur. Problema este că folosesc aceste atacuri ca practic să te decredibilizeze. Și să te intimideze. Și să te intimideze. Să nu mai scrii. Sigur că da. Și am avut probabil 2 sau 3 minute în care m-am gândit, de ce m-am băgat eu în asta și să renunț. Da. Dar nu sunt genul care renunță și nu să renunț. O să scriu în continuare ce gândesc eu, pentru că eu nu mă consider formator de opinie. Eu îmi exprim părerea mea. Sigur. Este dreptul meu să mă exprim, să exprim ceea ce gândesc, cum e și dreptul altora să considere că nu am dreptate. Eu nu am pretenția, eu am dreptatea mea, fiecare are dreptatea lui. Sigur. Dar eu pot să mi-o exprim. Asta e arma mea. A unora e pumnul și amenințarea și a mea este scrisul. De ce politicienii își permit să facă declarații extremiste? Pentru că își permit. Sau pentru că... Au deviat de la o linie de conduită. Eu nu vreau să intru în teoria conspirației, să zic că așa... Au psihologi care îi învață să facă lucrul ăsta. Nu vreau să ajung aici. Ne-am obrăznicit. Asta e răspunsul meu. Nu mai există limite, nu mai există bun simț. Bine, asta e când vorbim de insulte și de epitete. Vorbind de amenință, deja e foarte grav. Am trecut... Ești un infractor, sigur, nu? Pentru că și amenințarea, din câte știu eu, este, se pedepsește, nu? Da. Clar. Dar vezi tu că tot în Constituție, că dacă tot am început să vorbim, să găsim și în Constituție treburile astea, cum îi apără Constituția pe politicieni, că sunt o grămadă de articole care îi apără, da? Constituția făcută de Iorgovan, care nu s-a schimbat fundamental în 2003, s-a schimbat pe aici, pe acolo, prin părțile esențiale, da, vorba exact. Marelui nostru, așa, Caragiale. Problema este că acolo scrie clar că ei au imunitate pentru declarații. Deci, la adăpostul acestui scut al imunității, ei pot spune orice. Cred că l-au descoperit, aliniatul ăsta l-au descoperit recent, pentru că vezi de... Chiar de ce, de câțiva ani se întâmplă lucrul ăsta. Da, de câțiva ani. Mă deranjează. M-ar deranja și dacă ar fi din direcția aia la altă, pentru că am primit o educație, nu? Deci nu poți să ieși la televizor, să faci anumite declarații și să jignești pe cineva, chiar dacă nu-i președintele țării, indiferent un coleg politician. Sunt lucruri care n-ar trebui să se facă din simplu motiv că și oamenii ăștia au fost educați, mă gândesc eu acasă. Dacă sunt plătiți, Angela, deja pică problema educației. Păcate, sunt oameni, da, care nu au niciun scrupul și care își, da, vând conștiințele pe 2 cenți, adu-ți aminte, pe 2 cenți postarea. Da? Da? Da. Că noi știm mai bine cum e cu beciurile, a fost un jurnalist, mi se pare că de la Hot News, dacă nu mă înșel, nu, de la Dilema Veche, parcă, care s-a angajat pe post de postac și care a scris, da, după, da, aceea, da, un articol, da, în care ne-am lămurit despre ce e vorba cu postacii și cât primesc ei pentru fiecare postare. Apropo și de asta cu plătitul, toată lumea întreabă,
tu de la ce partid ești? Nu sunt de la niciun partid. Cine te plătește? Și pe mine te plătește USL-ul? Te plătește Băsescu? Te plătește... De ce ideea asta că deci nu poți să-ți exprimi părerea ta personală fără să te plătească nimeni? Pentru că asta să este... Să nu o faci pe bani. Deci nu... Îți dai seama cât suntem de... Cât de decăzuți moral suntem? Da. Moralitatea e sub orice critică în România. Eu... știi de ce spun asta? Orice atac, am constatat eu, orice atac, deci nu te atacă niciodată o persoană care are argumente. Niciodată nu o să te atace o persoană care are argumente. Dar o persoană care nu are argumente, întotdeauna te va ataca. Te jură, da. Păi, dar asta e treaba lui. Vine la tine pe blog, de exemplu, te jură pe tine. El nu, cum să spun, nu rămâne ancorat acolo. Nu, trece la mine, mă înjură pe mine. Dacă e abonat la comentarii și se răspunde, revine, mă înjură pe mine, trece de la unul la altul. Pe el nu-l afectează cu nimic. Dacă vorbim de postaci plătiți, nu? Sigur, pe ei nu-i afectează cu absolut nimic. Apropo de declarațiile politicienilor, Antonescu declara acum o lună și ceva așa: eu sunt un om radical, nu sunt extremist. Vreau această diferență. Extremist este ăla care pune bombe. E ăla care îndeamnă la violență. E ăla care nu respectă regulile jocului democratic. Nu am făcut niciodată asta, nu o va face niciunul dintre noi. Deci nu am făcut niciodată asta, nu o va face niciunul dintre noi. El n-a știut, săracul, că e faină descrierea lui. Da. Dar fără să știe că peste câteva săptămâni trebuie, au apărut diverse, da? Ponta a făcut ieri pasul spre extremism cu împușcatul guvernului. Apoi Solomon nu-l mai pomenesc, că îl știe toată lumea. Iar acum Don câteva Solomone, Don Solomone, da. Pe 25 aprilie prima care a vorbit de împușcături a fost Olguța Vasilescu. Dacă ți-aduci aminte, pe Facebook chiar s-a comentat extraordinar de mult. A spus așa: în alte vremuri, oameni ca el, referindu-se la primul ministru, oameni ca el erau împușcați pentru înaltă trădare. În vremea domniei lăcustelor portocalii, e prim-ministru și vedete la TV-ul. Eu parcă îl văd reînviat pe Corneliu Zelea Codreanu. Eu cred că acum, fiind începând campania electorală, ei știu că asta prinde la public, din păcate. Păi asta prinde la... Genul ăsta de discurs prinde. Și au luat exemplu lui Dan Diaconescu. Da. Deci asta e... Și ai să vezi. Ai să vezi ce urmează. Hai să vezi ce urmează. Deja e o tevizată politica. Categoric. Și categoric. Discursul politic. Da, eu am impresia că domnul Ponta chiar a împrumutat din discursul lui Dan Diaconescu. Pentru că vede că asta... Și Dan Diaconescu de acolo, de la din PSD, și-a își trage seva. Făcut grupul de prieteni, te rog, nu se numește Partidul Poporului, că n-au voie să spună pe post, și se numesc grup de prieteni. Grupul de prieteni. Da. Da. Codat, codificat. Ce să... O să avem probabil pe lista de vot și un grup de prieteni. Da, sau mai multe grupuri de prieteni. Sau mai multe grupuri de prieteni. Ne, ca pe Facebook, știi? Avem grupuri de prieteni. Da. Și ștampilă virtuală. Da. Regia, putem să luăm a doua parte a filmulețului, vă rog? Mulțumesc. Așa, ce vreau să zic, de ăștia din, de la PSD, de la sectorul 6, știi că sunt pe mână cu Potoroș? Dă-i familia mea, ce o să-ți dea de ăla de la Gabor ăla împuțit, dă Potoroș, că tatele mai avea și pe ei. Mă înțeles. Și șeful, frate, trebuie să-l iei pe șeful cu tine în zonă. Eu nu mă, că ies Poprescu. Poprescu? Da. Ce se întâmplă? Nu vreau să dau un proceste ai mei, ai noștri, știi? Că noi aflu vreodată și stau să mă cer cu Ponta degeaba, așa, de la Bagabonții. Uite, e secut.
nu știu, el un adversar, să vedem acum cum se... cum se... lasă să se anunțe. Am întrebat, știi ce mă gândeam, știi? Da. Bă, n-ai cum să ieși cu Ponta pe stradă, mai bine cu șeful. Nu, tati, ies și cu șeful, am vorbit, dar ies cu Frescu, bă, la... Că Ponta știi și tu, e... Ies cu Frescu, nu ies cu Ponta, n-ai care. Și de ăștia? Mă fac sediu de campanie, sediu mare de campanie, îmi luat spațiu. Unde cu oamenii, că am pierdut și chiar, am luat ieri spațiu. Am luat spațiu, am rezolvat-o mare, 170 de metri pătrați, cu curte interioară, cu chiar pe uverturii la stradă, știi? Aha. Și fac sediu comun de campanie cu Bosca, cu Oprescu. Păi, ne vedem mâine. Da, da? Ce vreau să zic, ieri după ce am plecat, m-am dus și am vorbit cu ăștia mei. Oamenii ăștia, bă, frate, nu vrem niciun ban înainte noi. Că sunt eu la mijloc garant. Să ne dea un om de-al lui, tu să-mi dai un om de-al tău, merge cu mine. Când iese flyerul de la vot și ne arată proba, face poză cu telefon. Înțelegi? Să le dăm ce le dăm. Da, mă, da, nu e problemă. E rezolvată. Dar adică la ăștia luau un milion. Le zic că le dăm tot un milion. Sau cât să le zic? Nu ne-am cunoscut, o să poată să dea Dumnezeu să ne cunoaște. Tati, sunt atât de corect că nici nu realizez că sunt eu de corect. Eu nu stiar pe tine niciodată. Tu dacă vrei să mă arzi pe mine, te arzi pe tine. Normal. Deci, ideea care este? Dacă vrei să mănânci o pâine cu mine, fii corect cu mine, mâncați asupra, pentru că eu nu o să greșesc niciodată pe tine. Domnul mie, mi-a zis șeful, dacă da, ți-am zis eu sunt cu tine, acum până mor. Dacă am deschis gura și am promis o chestie, la mine e lege, e tip literă de lege. Deci, să vină să spună unul, bă, l-am ars și eu cu ceva, eu. Am ars cu ceva sau m-am vrut să-l ajut cu ceva și nu l-am ajutat dacă am putut să-l ajut. Să spună ăla, bă, nene, a fost... Eu am putut să mă ajute și m-a ajutat. Nu mă întrebi dacă mi-a zis șeful înțelegi, așa? Tu știi că eu sunt până la moarte, eu sunt lângă tine. La mine ți-am spus cum stau lucrurile. Vrei să ne ajutăm pe partea aia la campanie? Ce este? Deci nu se pune problema, dar multe nu că au votat 5 și uite sunt la... Nu, nene, nu, nu. Să trăiești. Facă-te aici. Nu, stai aici, că nu mai... Deci să ne ajutăm până la moarte, spun politicienii. Ei între ei. Normal. Normal că ei între ei. O mână se spală pe alta și ambele spală fața, nu? Sigur că da. Începe parastasul național acum la alegeri, înainte de alegeri? Punguțe, Adidas... Pomenile. Da, sigur, normal. E tot un fel de parastas. De fiecare dată. Deci noi ne-am obișnuit atât de tare cu... nu noi, s-au obișnuit atât de tare cu pomenile încât au impresia că nu așa pot să trăiască. Și-au făcut și din păcate de 20 de ani încoace asta se face. Pomeni, azi mâine o să ajungem să ne învețe ei cum se duce lingura la gura, că am impresia că devenim un popor de neajutorați, care trebuie să ne uităm la televizor ca să știm cum să trăim, ce să facem, pe cine să credem, pe cine să votăm, nu? Da. Eu cred că face parte din antropologia imaginarului colectiv. Vorbim despre România lui să se dea. Tot timpul să se dea. Am rămas de la cozile alea de pe vremea lui Ceaușescu, da, cu datul. Nu se dea nimeni nimica nici atunci, că pe bani, nu? Cumpărai pe bani. Da, faptul că puteai să cumperi atât de rar și în condiții de te umileai pentru ceea ce cumpărai pe banii tăi, pe munca ta, nu? Stărea coadă să-ți dea o bucată de slănină, de grăsime, de un Adidas, un morcov sau două congelat, ouă, doi sau, pești sau da, ceva. Un sfert de pâine. Aduți aminte, da? Umilința. Dar bine, și asta era o strategie. Cum poți să ții un popor supus mai mult umilindu-l și oropsindu-l și umilindu-l? Da. Ei, acum ne-am obișnuit să fim umili și ne și place. Am acceptat și ne convine. Deci am văzut pe Facebook o acțiune de să ajutăm copiii de la țară.
Și s-au dus cu, m-am gândit, hai, s-au dus cu caiete, cu cărți, cu ceva educativ. Era vorba de copii, nu era vorba de bătrâni de la azil sau mai știu eu. Am înțeles. Și ajutoarele pentru copii constau în ulei, zahăr, alimente în general. Așa. Și să le iei demnitatea de mic, de mici. Deci dă-i pomană omului și el se lepădă de demnitate. Și da, îl înveți de mic să primească așa ceva. Era, da, mi se părea absolut normal, du-le jucării, jocuri, ce știu eu, ceva care pot ei folosi conform vârstei lor. Ulei și zahăr. Deci, practic, lui induci ideea că n-are ce mânca, nu? Absolut. Și el rămâne cu ideea asta că e sărac. La țară, mie nu mi se par oamenii săraci la țară. Adică, da, n-ar trebui să fie. Odată ce ai un petec de grădină, mai poți cultivi ce ai nevoie, ții o găină, ai un ou. Nu mă gândesc că, cel puțin, dai banii pentru absolut tot ce mănânci. Nu? Cine știe să se gospodărească, eu mă gândesc că trăiește foarte bine la țară. Eu mi-amintesc de bunicii mei, pe de care am fost foarte, foarte legată. Păi nu s-ar fi dus la vecina peste drum să ceară o cană cu zahăr. Și în condițiile în care n-au fost din calea afară de bocați, au fost n-au avut demnitatea aia să nu primească de la nimeni nimic. Și să aibă peste iarnă, că am văzut acum la înzăpezir, că pentru mine a fost un subiect ăsta. Adică te-ai zăpezit, stai la țară și spui, n-am mâncat nimic de 3 zile și are 5 copii în casă. N-am mâncat. Păi nu ți-e rușine? Stai la țară, n-ai o găină, un porc, un ăsta, o untură, o zacuscă, o ceapă în cămară, ceva, o făină, fă-ți ceva, nu? Cum poți să spui că n-ai bine? Nu spune că toată lumea se duce la hipermarket să-și facă aprovizionarea, nu? Păi la țară te duci la supermarket să-ți faci aprovizionarea? Asta spun. Devine interesant. Și atunci, da, sigur, n-am mâncat nimica și cu vocea aia de... leșinată. Fie-vă milă, aduceți-vă apă plată, ulei, zahăr, dezăpeziți-ne, scoateți-ne din oameni tineri. Am văzut la Pro TV, la România te iubesc, Alex Dima se străduia să scoată niște bărbați în toată puterea din cârciumă să-l ajute la dezăpezit și 3 tentative a făcut. De 2 ori s-au prefăcut că nu aud, erau surd, omuți, toți, știi? Ca și la inundații. Da, și cum zi, lasă-mă, că ce, mie, pe mine cine m-a înzăpezit? Dar el voia să dezăpezească oameni în vârstă, oameni care oameni chiar care nu, într-adevăr da, nu puteau. Nu puteau. Sigur. Și ăștia stăteau în cârciumă, deci măcar nu erau înzăpezit și au refuzat. În loc să dea o mână au de refuzat. Ajutor... Nu există, nu există solidaritate, nu putem vorbi de solidaritate, dar nu vorbi nici de bun simț. Vezi, un bătrân neajutorat, nu poate. Nu du să-l ajut, nu? Nu există așa ceva. Nu mai există. Nu mai există voluntariat decât organizat. N-ai observat? Organizat la televizor. Voluntariat, să zici că te duci să ridici o hârtie de pe jos sau îți obligi copilul să ridice hârtia pe care a aruncat-o el și îți garantezi că a doua oară nu mai aruncă. Nu. Da, nu mai face nimeni la educație. La binele comun nu se mai gândește nimeni. Fiecare Ohol, pentru la binele sine. Și interesul comun nu se Fiecare mai gândește nimeni sine. De ani, de zile. Și asta e schimbare care treptat, nu știu, ne dezumanizează. Nu știu în ce ne vom transforma, dar... Și ce ciudat că în loc să evoluăm, să... Mai ales că acum, bine, până în 90 visam să vin americanii, da? Da. Să plecăm noi la... Eram invidioși pe libertatea lor, pe democrația, pe drepturile lor, pe tot ceea ce aveau. Și când a venit democrația, chiar și asta de cumetrie, așa cum este, având libertate, noi nu am știut să ne folosim această libertate. Dar stai puțin, că la noi noțiunea de democrație e altfel înțeleasă. Ei când spun... democrație, adaugă fac ce vreau. Da. Asta nu mai e democrație, asta e anarhie. Anarhie, nu? Corect. Faci ce vrei, dar în cadrul unor reguli. Ești în comunitate, nu trăiești singur în pădure. Dacă ești singur în pădure, fă ce vrei. Nu? Așa este. Când trăiești în comunitate, unde începe libertatea ta, se termină altuia. Altuia, nu? Sigur că da.
Și nu pot să spun, asta e, nu asta e democrația, fac ce vreau. De câte ori n-ai auzit? Eu am auzit de nenumărate da, ori. Da, da, da. Fac ce vreau, că e democrație. Nu, nici, măcar, nu, nici măcar noțiunea, cred că nu e explicată pe înțelesul fiecăruia. Păi, noi nu avem, deci la noi în școală nu se fac elemente de democrație, nu se învață copilul ce drepturi are ca și cetățean al țării ăsteia, da? Da, să înveți și ce obligații are, că drepturi cam știm cu toții ce drepturi ce avem. Ce mecanisme, eu te asigur că în școală copiii chiar în liceu nu știu Constituția, n-au citit-o. Păi, dacă nu li se predă. Mie mi s-a predat în clasa 8-a, nu? Deci nu știu Constituția, nu știu ce înseamnă democrație, nu se face... Deci civismul. Bine, la noi e o problemă cu civismul pentru că noi am fost o țară eminamente agrară. Da? Agrar. Agrar, agrar. Da, da. Ceea ce s-a întâmplat în perioada comunistă este că o mare parte a populației de la țară a fost translatată la oraș. Ei bine, fiind adusă la oraș, n-a avut exercițiu, civismul nu s-a născut la sat, civismul s-a născut la oraș, da? În toate țările civilizate, în toate democrațiile consolidate. La noi... Bine, nu-i vina lor. Nu-i vina lor. Deci este și o chestie care nu este în gena noastră, ca să spun așa, e un pic forțată treaba, care nu există în gena noastră și care trebuie cultivat. El s-a văzut rupt de mediului, de pământului, de satului și a ajuns la oraș, nu mai fost niște țărani, nici domn. Dezrădăcinați. Dezrădăcinați. Și asta e un lucru pe care noi îl perpetuăm și acum. Noi sărim etapele. Da. Noi sărim etapele. În țările din vest, care au ajuns la o democrație puternică sau, mă rog, evidentă, s-au parcurs niște etape în ani ca populația să le poată asimila și să se comporte în conformitate cu ceea ce asimilează. A noi nu. De exemplu, îți dau o lege, un exemplu cu fumatul. Noi nu avem infrastructură, ca să vii de la ora de la București trebuie 11 ore traca-traca în tren, dar n-ai voie să fumezi. Deci ai luat o lege din Comunitatea Europeană, nu? La care ei probabil au ajuns în ani de zile, și ai pus-o tu și să plimbi pe omul ăla care e fumător 11 ore să nu poată așa și nu se fumează. Da, asta e exemplul care mi-a venit cel mai la îndemână, fumătare fiind și de asta. Da. Ca să exemplific, am sărit etape și așteptăm un rezultat finit care nu va fi niciodată cel care trebuie să fie. Trebuie să o luăm de la zero. Da, de la firul ierbii. Eu nu aș mai lua de la zero. Deci nu mai avem atâta timp. Și chiar apropo de asta, am văzut la niște comentarii de pe blogul meu, un simpatizant de-al lui Dan Diaconescu motiva faptul că cum motiva dorința lui de a-l vota ca președinte. Zice, ăștia las toți au mai fost până acum de 22 de ani, hai să încercăm și cu ăsta, că ăsta n-au fost niciodată. Zici, ca un experiment. Hai, ce are? 4 ani? Ce? Și am stat și m-am gândit, dar eu am 4 ani de pierdut? Mai am 4 ani de pierdut? Fac experiențe cu unul care n-a mai fost? Doar pentru că el n-a mai fost? Deci mi se pare, nu știu, eu... Nu știu ce se întâmplă. Sincer, nu îmi dau seama încă ce se întâmplă. Păi ce se întâmplă vedem acum, în a treia parte a filmulețului. Okay. Ce se întâmplă cu adevărat. Mulțumim. Am vorbit cu Ponta, am vorbit cu Voiculescu. E problema cu ăsta de la Mănescu. E problema, tu nu ai văzut cu... Am văzut că... Tu n-ai văzut cu PNL-ul acum? Nu. Nu știi nimic cu PNL-ul? Nu. L-a demis pe Chiliman, pe ăla, pe Cristi Popescu de la 6 și pe de la 2 și pe ăla de la 4, Gianni Dinu. De ce? De ce? Că au negociat cu PSD-ul candidatura mea la 6, că mea ceva de genul ăsta. Că eu te-am văzut la televizor că ai zis că dacă nu te pune ăsta, mergi independent. Băi, eu am spus dacă când am vorbit cu Mănescu atunci, că oricum, în cazul în care nu mă susține USL-ul,
voi merge candidat independent și voi ieși primar, îl voi bate pe Mănescu, că Mănescu e 3%. Înțelegi? Da. Deci asta e. Că nu știam să mor dacă mă înțelegeam nu ceva. Nu e, tati, nicio problemă. Cu Șova, Șova doarme în chiloți. Nu știe de cap. Eu am vorbit cu Ponta și cu Dragnea ieri. Azi și azi e luni? Sau mai? Luni. Când a fost conținut? Sâmbătă. Deci am vorbit cu amândoi, am bătut palma. Poate să existe posibilitatea să-și pună PNL-ul candidat pe Mănescu și o să merg candidat PSD, PC, opresc independent. Deci există și pierdone care nu știu. Deci este posibil să se facă ruptura asta din partea PNL-ului. Dar în ceea ce privește am vorbit cu Mandronească, deci nu se pune nicio ruptură. Că și eu mă gândeam, că tu le-ai dat la toți băbălucii aia de mâncare. Băi, vine... eu mă recunosc că nu-mi fac nicio problemă, ești nebun. Venea Andronească și îți lua tot ce nu ai muncit tu cu bătrânii. Nu am nicio treabă cu Andronească, ești nebun, am vorbit cu iar după congres, ce dracului, lasă-mă. E bătută palma cu Andronească, nici nu se pune problemă. E bătută palma cu Ponta, deci nu e niciun fel de, nici nu fac nici cea mai mică problemă. Nu-ți dai seama că eu am nebunit când am văzut pe la televizor, de-aia vreau să te bătă. Băi, omule, hai să spun ceva, deci nu-ți fac nicio problemă. Atâta timp cât Voiculescu mi-a zis, domne, dacă va fi nevoie, vom rupe PNL, vom rupe tot ce înseamnă. Deci dai în ei, la mea, eu spun în televiziunile la discreție, dai în ei, dai în p***a, deci nici nu se pune problemă. Plus că fac ei pe nașpa, pe invers. Deci nu e, nu se fă probleme. Nu se pune problema, nici nu se... Nici nu fă cea mai mică problemă. Nu fac eu probleme. Înțelegi? Deci... Șeful a spart PDL-ul cu NPR-ul. Da. Și eu am spart alianța, nu cățești cu NPR-ul, cu PNL-ul acum la USL-ul. Trebuie să vezi ce iese. Vezi că la 6 are asta, că vrea să-și dea demisia. Chiliman, dacă își dă demisia din PNL, înseamnă că pierde primăria. Da. Dar e posibil el să anunțe o candidatură din, alt, din partea altui partid sau din partea din, să meargă independent la alege. Am înțeles. Adică sau PNL-ul sunt, e dezastru. Dar mă făceam griji, nu știam ce și cum. Nu facem nici cea mai mică problemă. Am zis, cu ăștia cu bătrânii ai mai făcut ceva? Ce? Hodorogii ai tăi care... Păi eu nu i-am în fiecare zi, vin la mine, și la cantină, și la, la socializare, și la... N-am, bă, nu fac niciun fel de probleme. Și a, m-a sunat o altă ieși, Pieleanu, la 12 noapte. Bă, te-am sunat la ora asta, că e în, în interesul tău. I-a venit sondajul lui Poteraș, comandat de el, de Poteraș, da. Și e sub tine mult. Tu ești primul, Poteraș e al doilea, și Mănescu e ultimul. Deci, ăla e în diarie maximă. N-am mutație, nu fac probleme, de, nici nu fac. Îți dai seama eu cum... Batem palma, Angela? Da. Batem și noi palma? Sigur, sigur, sigur. Că văd că Hodorogii. Ei bat palma, Hodorogii, cantine, îi chemăm la socializare. Sigur, da. Să îi ia burin. Un ulei, un parizer, un algocalmin. Păi așa se face. Așa fac, dintotdeauna. Dintotdeauna. Încotro crezi că ne îndreptăm? E o întrebare. La care aș vrea să am eu răspunsul. Dar nu. N-aș vrea să fie retorică. Tu ce crezi? Nu știu. Mă îngrijorează. Mă îngrijorează starea de fapt. Nu neapărat direcția politică. Nu neapărat asta. Dar... mă deranjează ce devenim, mă îngrijorează de fapt ce devenim. Și cred că oricare dintre noi, poate că sună puțin cam, nu știu, poetic sau clișeistic, poate totuși ar trebui să ne temperăm, să căutăm, să avem puțin echilibru și să stăm de vorbă unii cu alții. Să stăm de vorbă, nu să ne amenințăm, nu să ne băgăm pumnul pe gât, nu să ne strigăm portocaliule și uslașule și așa mai departe. Asta e problema noastră. Da, numai că... Echilibru, ne trebuie echilibru. Noi până nu ne găsim echilibru, nu putem spera nici democrație, nu putem spera nici justiție socială, nu putem spera nici ca lucrurile astea să nu se întâmple, nu? Da.
Nu avem ce, până trebuie să fim echilibrați și să gândim cu capul, nu la nervi și nu înverșunați, încrâncenați. Toți vrem în final același lucru. Nu? Toți vrem să ne fie bine, să mult așteptatul bine care nu vine. Păi să facem ceva să vină. De exemplu, să facem din această emisiune, pentru că cred că e prima dată când o televiziune, e drept că televiziune făcută prin subscripție publică, are o emisiune unde aceste lucruri se spun. Corect. Pentru că la restul televiziunilor se discută, se cheamă politicieni, niciodată nu se cheamă cetățeni, niciodată nu se cheamă oamenii obișnuiți care au și ei ceva de spus. Apropo de asta, stai să mă scuz. Nicio problemă. Aici probabil vor avea ocazia să asculte și altfel de opinii, pentru că în presă, vezi și la talk show-uri, aceleași persoane întotdeauna, aceiași politicieni, aceiași analiști, aceiași și aceleași discuții se învârt ca într-o oală cu ciorbă, de păi, fiecare dată. Păi, de ce, scuză-mă că te întrerup, de ce aceste discuții se învârt? Pentru că temele de partid trebuiesc rostogolite. Clar, clar. Și deci atunci le rostogolesc până când ca lumea să le accepte, înțelegi? Da, numai că asta spuneam, trebuie să înțeleagă și politicienii și jurnaliștii că mai există și altfel de oameni în țara asta, altfel de păreri, mai proaspete, și poate că ar fi cazul să iasă din coconul ăsta în care stau toți și să... Să lasă la o parte stereotipurile, că deja... Exact, deci tu mă... Au devenit astea stereotipuri. Da, și într-un limbaj, exact așa cum se folosesc clișee și în televiziune, și în reclame, și în aceeași clișee peste tot, de exemplu orașul de la Poalele Tâmpei și înțelegi cum da, spun? Da. Exact așa, aceleași stereotipiile se reflectă și în talk show-uri și în politică până la urmă. Dar sunt și păreri proaspete, oamenii nu gândesc neapărat așa cum se prezintă la televizor. Absolut. Nu? Absolut. Eu cel puțin nu mă regăsesc. Adevărul este că partea asta care gândește, analizează, că noi de fapt asta facem. Da. Analizăm din punctul de vedere al celor care nu suntem nici politicieni, regimentați, exact, nici înregimentați, exact, nici, deși mi se pune etichete peste etichete. Da, da, da. Noi totuși analizăm situațiile, pentru că dacă nu le-am analizat, n-am fi responsabili în momentul în care încep să punem ștampila aceea pe buletinul de vot. Eu cred că acum se deschide o șansă, da, cu chestia asta, cu emisiunea Baia Alexa. Da, să sperăm că va fi o șansă, adică sperăm că oamenii vor fi receptivi și cred, sigur, că vor fi receptivi. Pentru că, de exemplu, eu nu am la ce să mă uit. Nu am la ce să mă uit. Peste tot e manipulare, toate sunt făcute cu... Tot ce se spune are un scop ascuns, un interes ascuns. Și noi nu suntem nici proști, nici orbi să nu vedem lucrurile astea. Da. Nu suntem. Nu suntem toți așa cum ne consideră ei, uite, hodorogi, boșorogi și așa mai departe. Absolut. Și apropo de că nu suntem înregimentați, da, nu, de că nu suntem înregimentați, eu, de exemplu, chiar n-am niciodată n-am să intru în politică, n-am să mă înscriu în niciun partid. Pentru că a te înscrie într-un partid și a face parte dintr-un partid ar însemna să pierzi libertatea ca individ, nu? Absolut. Pentru că odată ce ești într-un partid, trebuie să te duci cu el. Da? Și de multe ori contrar principiilor tale. Trebuie să votezi cu partidul, ce spune partidul. Asta e un mod de a-ți pierde libertatea. Absolut. Dar dacă nu ești, e adevărat că am simpatii pe care nu le ascund. Am simpatii și ca orice om normal. Categoric. Dar sunt liberă din punctul ăsta de vedere. Asta pentru cine se întreabă cine mă plătește și de partea cui sunt și așa mai departe. Bine, nu mă plătește nimeni. Și dacă m-ar plăti, să zicem, m-ar plăti pentru scris, nu pentru conținut. Nu mi s-ar
dicta ce să scriu. Niciodată nu mi s-a cerut să scriu într-un anumit fel sau pe un subiect. De exemplu, pe Hyde Park, acolo sunt întrebată mereu. Niciodată n-am fost nici cenzurată, niciodată nu mi s-a cerut să scriu într-o direcție sau în alta. Eu am scris când am vrut, cât am vrut și asta și e. Și ce ai vrut. Și ce am vrut. Da, și așa va fi mereu. Normal, trebuie să existe și de partea cealaltă a politicii o balanță, ca să spun așa. Păi da, știi, aici suntem și ipocriți, că până acum vreo 2 ani n-ai mai fi găsit un susținător a președintelui Băsescu, nici să-l fi căutat cu lumânare, de-ai fi zis că s-a ales singur președinte. Serios. Toată lumea stătea ascunsă și numai asta auzea ei. Nu-i președintele meu, eu n-am votat, eu am ales răul cel mai mic. Și lepădarea de satana. Exact, asta s-a întâmplat. Acum încet, încet mai scot și ei capul. Totuși, e adevărat că nu poți, dacă ai un nivel de educație, nu poți să te lupți cu aia care vii să te înjure și te facă în toate felurile și că portocalii și așa, băsistă sau ce știu eu. Nu poți. Dar totuși, nu trebuie să fim întotdeauna genul ăla care întoarce și celălalt obraz. Absolut. Eu așa zic. Angela, îți mulțumesc foarte mult că ai făcut efortul de a veni atâtea ore cu mașina de la Oradea, ca invitat în emisiunea mea. M-a onorat prezența ta și îți mulțumesc. Pentru că tot avem de gând să creștem, să plantăm semințele unei noi revoluții în gândire, te rog, ești invitata mea să plantezi și tu ca și ceilalți invitați. Eu am să plantez pe margine, acolo unde nu este, da? Acolo unde nu este, unde da. Nu este, unde este, așa peste tot. Gata. Mulțumesc și mulțumesc. Mi-a făcut mare plăcere discuția și cu tine. Și mulțumesc pentru invitație. Sper să aveți succes. Din tot vom sufletul. Avea pentru că adică vă urez succes, nu sper. Mulțumim frumos. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem în reluare mâine dimineață între 8 și 9 și nu uitați să fiți iubiți.